Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, colegul George Hodorogea continuă cu cronicele teutonilor. Azi războaiele pentru Acra, artefactele creștine, adevărata miză. O cetate numită Acra. Cetatea de-a lungul timpului a cunoscut mai multe denumiri, începând cu elenisticul Antiohia, Tis, Ptolemaidos sau, pe scurt, Ptolemais. Iar în epoca cruciadelor, Saint-Jean d'Acre și, în final, Acra, era un oraș din vestul Galilei, în partea de nord a Palestinei, Israelul de azi. Se află poziționat pe coasta Mării Mediterane, la nord-est de Golful Aco și la 23 de kilometri nord de Haifa. Inițial se numea Aco, de la portul cu același nume, port ale cărui începuturi se pierd în negurile epocii bronzului timpuriu. Sute de ani a fost un punct cheie pentru controlarea Palestinei sau a Țării Sfinte, deoarece poziția sa pe o zonă largă de coastă permitea un acces prielnic spre restul Galilei și interiorul țării. A cunoscut perioade de înflorire și de decădere și a trecut prin mâinile multor cuceritori. A cunoscut apogeul când a servit drept capitala regatului cruciat al Ierusalimului în secolul al XIII-lea și mai târziu ca reședința lui Ahmed Pasha al Jazar, la finele veacului al XVIII-lea. Acra sau Aco a fost miza și locul de desfășurare a mai multor lupte, în special între cruciați și arabi. Pe timpul stăpânirii cruciate, în cetate se aflau mai multe ordine religioase militare, precum Ordinul Templierilor, Ordinul Ioaniților și Ordinul Teutonilor. Deși teoretic aveau același scop, stăpânirea orașului Sfânt, Ierusalim, între cele trei ordine exista o mare rivalitate, în special datorită faptului că fiecare ordin dorea să fie preferatul papei și în acest scop a început o întrecere, uneori violentă, pentru descoperirea și stăpânirea unor artefacte creștine celebre. Cu timpul, Ordinul Templierilor a făcut un pact cu ospitalierii, cavalerii ioaniți, pact îndreptat împotriva rivalului comun, Ordinul Crucii Negre, cavalerii teutoni. Un sultan pe nume Saladin. Saladin a trăit între anii 1138 și 1193 și a fost inițial un simplu musulman curd din Tikrit, dar a devenit primul sultan Ayyubid al Egiptului și al Siriei. Ascensiunea la puterea lui Saladin a dus și la o unificare religioasă în cadrul comunității islamice între sunniți, aceasta vizând coalizarea forțelor siriene și egiptene pentru a lupta împotriva cruciaților. Primele lupte le-a dus împotriva francilor, apoi contra primilor cruciați. Apogeul regatului său a cuprins mai multe state, precum Egiptul, Siria, Yemenul, Irakul, Mecca, Hejai și Diksarbakir. A fost un inamic respectat însă de cruciați în toate cronicele creștine, este prezentat ca un om viteaz, loial și nepersecutor al creștinilor. Ba mai mult, Saladin prețuia relicvele creștine și le trata cu considerație. Se pare că și el dorea să fie trezorierul artefactelor creștine și chiar legendele spun că ar fi deținut, printre altele, sabia lui Petru. Se cunoaște, deși se luptau pe viață și pe moarte, prietenia ciudată și respectul între sultanul Saladin și regele Richard Lionheart, inimă de leu. În desele pauze dintre lupte, cronicele consemnează că cei doi s-au întâlnit de mai multe ori, întreținându-se chiar cordial. Uneori se întreceau în forță sau agerime și Saladin le câștiga pe cele de finețe, iar englezul pe cele de forță. Cruciații ajunseseră în anul 1096 în Levant, întemeind formațiuni statale, ale căror capitale erau la Edessa, Antiohia, Acra, Ierusalim și Tripoli, profitând și de disensiunile între diversele grupări islamice. Saladin a reușit să le reunească pe principalele triburi islamice, înlăturând de la putere slaba dinastie șiită. Inițial, Saladin încheiase un tratat de pace cu cruciații, dar tratatul a fost încălcat de Renaud de Châtillon, cel care preda caravanele negustorilor musulmani și pe pelerinii care călătoreau în drum spre Mecca. Se pare că mercenarii care predau corobile musulmane urmăreau și altceva decât prada. Astfel, în anul 1187, cruciatul genovez Guglielmo Grasso, împreună cu templierul Fortis din Pisa, au atacat o navă venețiană la bordul căreia se aflau ambasadorii lui Saladin la curtea regelui Bizanțului, Isaac Angelos. Aceștia au fost uciși, iar cadoul pe care Saladin îl trimisese, atenție, un fragment din crucea lui Isus, a intrat în posesia templierilor. Conflictele cu templierii. Cruciații conduși de Balduen de Flandra, rege templier, au încercat în zadar să cucerească Hama și Harimul.
Atunci Saladin a pornit o serie de incursiuni în Palestina în fruntea unei armate de circa 20.000 de călăreți. La început este înfrânt în bătălia de la Mount Jisar și este nevoit să se întoarcă la Damasc. Pe 29 august 1179, Saladin distruge castelul construit de regele Baldwin și îi ucide pe toți templierii care fuseseră staționați acolo. La 12 iunie 1183, Saladin intră pașnic în Alep. În 1183 și 1184, Saladin a atacat și Ierusalimul, iar în anul următor a declanșat campania pentru invadarea Palestinei. Drept urmare, la 4 iulie, armata francilor este înfrântă la Hattin, grație geniului militar și strategic al lui Saladin. Pe 2 octombrie 1187, Saladin a intrat în Ierusalim. Nu la mult timp după aceste victorii succesive, va intra în luptă împotriva lui Richard din Imateleu în contextul celei de-a treia cruciade. În ziua de 8 iunie 1181, regele englez a debarcat la Acra, alăturându-i se în lupta lui Filip August. Pe 12 iulie 1191, Acra a capitulat, urmând ca și Iafa să cadă în mâinile cruciaților spre sfârșitul acelui an. Se știe că Richard nu s-a înțeles deloc cu francii și nici cu templierii, pe care îi considera orgolioși. De altfel, la întoarcerea din cruciadă a fost trădat de templieri și arestat de regele Franței. Nici Saladin nu i-a supraviețuit prea mult, murind în anul 1193, după care imperiul său s-a fragmentat rapid. Înainte de a se retrage din Acra, neîncrezându-se în templier, Richard și-a lăsat o parte din prada sa de război în mâna teutonilor, fapt care i-a înfuriat mult pe cavalerii templului, mai ales că știau sau bănuiau că din prada englezului făceau parte și câteva artefacte creștine. Al doilea război al Acrei. Ajungând în Europa și mai ales la Vatican, vestea pierderii Ierusalimului și Palestinei a provocat adevărate șocuri în lumea creștină și imediat a fost organizată o nouă cruciadă, cunoscută sub numele de cea de-a treia cruciadă, coordonată inițial de Papa Grigore al VIII-lea și continuată de succesorul său, Papa Clement al III-lea. Ultima redută a creștinilor era la Tir, unde comanda marele magistru templier Conrad de Montferrat. Dar în loc să se alieze contra musulmanilor, încep luptele dintre diferiții pretendenți la titlul de rege al Ierusalimului și Palestinei. Astfel, regele Ghi atacă Tirul și Acra, încercând să-l detroneze pe regele templier. Se pare că în sprijinul lui au venit și teutonii și prietenii lor. William al II-lea de Sicilia, cu o flotă cu 200 de cavaleri, și Ubaldo Lanfranchi, arhiepiscop de Pisa, cu 52 de nave. Ghi a atacat Tirul, iar Conrad a reușit să-l oprească, după care a contracarat cu armata sa încercând să recucerească Acra, intrată temporar în posesia lui Ghi. A intervenit însă Papa, dar și pericolul reprezentat de armata musulmanilor și astfel, templierii au fost nevoiți să coabiteze cu teutonii și să lupte împreună împotriva musulmanilor, dar Hâra nu fusese uitată nicio clipă. Asediul Acrei din 1291 a fost o operațiune militară eșuată, care s-a soldat cu pierderea orașului de către cruciați și cucerirea ei de către musulmani. Căderea Acrei a dus la retragerea celor trei ordine religioase. Templierii s-au relocat în Franța și Anglia, ioaniți în Malta, iar teutonii au ajuns, chemați de regele Ungariei, în țara Bârsei. Deși acțiunile cruciaților au mai continuat, capturarea Acrei a marcat sfârșitul cruciadelor spre Levant. După Acra a căzut rapid și cetatea port Tripoli. Trădare și înșelăciune. La auzul căderii Acrei, Papa a trimis câteva sute de mercenari lombarzi, dar nu i-a plătit deloc. Atunci, aceștia s-au pus pe jafuri, încălcând astfel mai multele armistițiuri încheiate între templieri și sultanul Calaun. Templierii i-au arestat pe jefuitori și i-au închis fără să execute însă. La presiunile sultanului, magisterul templier Bernard a mimat execuția lombarzilor, în realitate el executând doar câțiva criminali obișnuiți. Totul s-a făcut la porunca lui Guillaume de Beaujeu, marele maestru al Ordinului Templierilor. Calaun a aflat și a început războiul. Se pare că în acel moment a avut loc înțelegerea dintre cavalerii crucinegri și musulmani. Ei au părăsit Acra primind artefacte creștine. Legendele spun că ar fi fost vorba de sabia lui Petru, lancia pretorianului, chivotul legii, giulgiul lui Isus, dar și multe părți mai mari sau mai mici din crucea răstignirii. Un corp de 20 de cavaleri teutoni a plecat pe uscat cu îngăduința sultanului.
Se pare că aceștia transportau în 5 căruțe mai multe lăzi sigilate, atât cu crucea neagră, simbolul ordinului, dar și cu pecetea semilunei. Astfel, nici măcar musulmanii nu puteau să atace, ci să prăduiască convoiul. Se pune întrebarea, ce se transporta atât de secret? Oare era vorba de artefactele creștine mult jinduite de Papa Clement al III-lea, dar și de către cavalerii templului? Minciuna și înșelăciunea au dus la pierderea ultimelor redute deținute de cruciați în Africa și Asia. Regele Henric, arătul de fratele său, Amalric, și-a retras trupele sale și s-a refugiat în Cipru. A urmat o debandadă generală. Urmașii primilor coloniști, ciprioții, venețienii, pisanii, precum și alți locuitori, părăsesc în grabă pe nave Acra, Tirul și restul de fortificații cruciate. Au rămas în luptă doar templierii și ospitalierii, care chiar reușesc câteva victorii, dar în ziua de 18 mai începe atacul final al mamelucilor. În atac este rănit mortal însuși Guillaume de Beaujeu, marele maestru templier. Spre seară, dezastrul a fost complet. Cei care nu reușiseră să fugă au fost capturați de mameluci. Ultima rezistență a depus-o în turnul cavalerilor templieri, mareșalul Pierre de Sèvres. În cele din urmă, în urma unui nou armistițiu, Pierre de Sèvres a capitulat și s-a refugiat în insula Tortosa, Ruad, de unde a continuat să lupte încă circa 20 de ani. A fost ultima apărare a templierilor. Un drum primejdios. Într-una din scrisorile păstrate în arhiva von Graf, găsim un text uneori indeșifrabil fiind pătat cu sânge. Prietene magistere, după furtuni și valuri impresionante și cu patru morți din care și al dragului nostru tovarăș de cruce, Hans von Thürber, reușit am să intrăm în anticul Tomis și îi zice astăzi numele Sfântului Împărat Constanța. Vom merge, dar după ceva odihnă și îndurare sufletească, spre munții pe care mi-ai poruncit să duc, te anunț că nimic nu s-a pierdut, cuferele sunt întregi, doar puțin ciobite de lovituri. Amin. Conform unor alte fragmente, dar și din anumite legende, se pare că micul convoi teuton a urmat Valea Carasula, adăpostul Marelui Val de Piatră, cunoscut azi ca Valul lui Traian. Din păcate, grupul a fost des victima unor tentative de pradă, dar chiar a unor atacuri ale unor cete de tătari. Se pare că la momentul sosirii în Sara Bârsei, acolo unde îi așteptau restul de cavaleri teutoni, magisterul Conrad, nicio legătură cu cel de la Acra, mai era însoțit doar de 3 cavaleri și 5 cărăuși. Însuși, conducătorul grupului era grav rănit și se pare că s-a stins imediat după ce a predat convoiul magisterului von Graf. În apropiere de actualul Brașov, la Prejmer, a fost descoperită fundația ruinată a unei foste biserici gotice, probabil teutone. De asemenea, s-au descoperit și câteva pietre tombale, iar pe una scria cu caractere gotice ceva. S-a putut desluși parțial cuvântul magister și un nume Conrad. S-ar putea să fie vorba de același cavaler care reușise să aducă din Țara Sfântă acel transport misterios despre care se bănuiește că ar fi conținut câteva artefacte creștine sfinte. Alt convoi secret teuton a părăsit Acra la bordul unei galere venețiene și ar fi ajuns nu se știe cum în insulele britanice. Se mai cunoaște și traseul unui corp bine înzestrat de cavaleri teuton, circa 2000, care s-ar fi refugiat în Cipru, apoi în Sicilia, după care cu ajutorul genovezilor ar fi sosit pe țărmul Mării Negre. Se știe că o parte s-au stabilit în Crimea, lepădându-și rasa religioasă, iar cealaltă s-a alăturat teutonilor stabiliți în Țara Bârsei. Cei din Crimea au revenit alături de fraților odată cu cucerirea Novgorodului, dar după plecarea acestora în Polonia și Prusia, unii dintre ei s-au retras spre localitatea de azi cunoscută Kerci. Teutonii au reușit, cu pierderi minime, să se retragă din Palestina și Ierusalim, dar soarta lor nu a fost prea bună, ei intrând mereu în conflict, întâi cu regele maghiar, apoi cu papa, asta și datorită rivalităților cu templierii și ospitalierii, după care au fost alungați și de regii polonezi, ultimul lor refugiu fiind actualul land german Prusia. Teutonii au plecat, dar unde sunt artefactele? Azi știm cu certitudine că la plecarea din Acra, teutonii au adus cu ei și câteva importante artefacte sfinte, dar la fel de bine știm că nu le-au predat papei și nici nu le-au cedat templierilor. Atunci unde sunt aceste artefacte, știindu-se faptul că în Prusia nu a ajuns niciunul? Și cum nici pe drum nu le-au pierdut, fiindcă nu se cunoaște nimic despre soarta lor nici în Ucraina, nici în Polonia, nu ne rămâne decât varianta ascunderilor undeva pe teritoriul României de azi. Măcar o parte dintre ele, unele ajungând, de exemplu, sabia lui Petru la regele Briton Arthur, sau fragmentul din sulța pretorianului la Carol cel Mare și apoi la Hitler.
Se bănuie că Sfântul Giurgiu este cel aflat azi la Torino, dar unde este chivotul legii sau coroana de spini și chiar acele așchi sfințite din Crucea Răstignirii. Avem speranțe, fiindcă aproape în fiecare an apar documente, artefacte sau chiar frize și petroglife care încetul cu încetul fac lumină în povestea artefactelor sfinte. Și să nu uităm că nici până azi nu a fost tradusă întreaga arhivă fonograf și nici nu bănuim ce am putea afla. Un singur lucru e cert și noi vă asigurăm că saga Cavalerilor Teutoni va continua. Și noi credem același lucru, George Hodorogea, mulțumindu-ți pentru material, iar dumneavoastră, dragi prieteni, să fiți siguri că toate materialele care vin în continuare sunt interesante. Sunt Cristian Alexandrescu, pe curând!